Mulțumim Domnului pentru că am simțit cercetarea Duhului Sfânt, chiar dacă ne-am rugat numai 5 minute sau 6 minute. Totuși am avut posibilitatea să obținem conexia cu Dumnezeu și am simțit cercetarea Duhului Sfânt în inimile noastre, pentru că atunci când Duhul Sfânt se coboară peste noi și inimile noastre, simțim o pace, o bucurie sufletească și o legătură, o conexie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu face asta pentru că ne-a iubit și ne iubește o dragoste desăvârșită. Poți să sămunte munți în adâncul mărilor, dar dragostea mea nu se va schimba de la tine, poporașul iubit, că te-am răscumpărat pe Golgota. Herman Agove de Chere Solomon, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Slavă Domnului! Cântăm o cântare în comun și Sabrina are o cântare. Fratele Eugen și sora Sabrina, care au dus copilașul la binecuvântare, ei slujesc în biserica aceasta, fratele ca deacon, și fratele și sora împreună conduc grupul de cântări, grupul de laudă a bisericii. Și noi ne bucurăm de ei și ne bucurăm că după masa aceasta o avem din nou pe sora Sabrina în mijlocul nostru și zicem încă o dată ca Domnul să o binecuvânteze. Amin. Și să o ajute. Deci cântăm o cântare cum cântă sora Sabrina. Și după sora Sabrina rog pe fratele Daniel Bostan ca să vină să ne dea un demn. Am zis că am să zic numele corect și tot am zis Daniel. Fratele Gabriel, care ne va da un demn pentru rugăciunea de iertare. Pentru prima parte a serviciului din masa aceasta. Și Domnul să-L călăuzească prin Duhul Sfânt, să-i pui cuvintele lui în gură. Vreau să ne încălzim ca până la sfârșitul orei 5, să fie terminat cu serviciul de rugăciune și apoi începe serviciul de binecuvântare a copilașului. Amin. Amin.